care să ne așezăm, pentru că urmează premiera. Un moment special. Special. Hai să facem puțină liniște. Și să vedem care să... Gata? Edi? Spune-le pe nume. Hai să ne așezăm. Așadar, juriul a deliberat și avem niște câștigători. Așadar, premiul pentru cel mai inspirațional speech revine lui Andrei Vasile. Și nu în ultimul rând, premiul pentru speech-ul preferat al publicului îi revine Spans. Thank you.
Bravo, Cătălina. Mă gândeam la ce urmează. Ce urmează? Așa. Ce? Se acorde. Titlul cel mai curajos a Set Talker, moderatori. Oh, Alex, ai ceva de mâncare și ca și Eliza fac un toate chestiile din seara aceasta s-au întâmplat datorită unui coordonator, poate. Drăguț. Așa, zic să o felicităm și pe Mădălina Dan. Felicitări participanților care au avut curaj să iasă aici în față și să susțină ideile. Și, în ultimul rând, felicitări echipei de PM, care este o echipă grozavă. Grozav și vreau un rând de aplauze pentru ei. Pentru concursul cu hashtag de pe Facebook, a câștigat o boxă mini speaker, Taylor. Iar pentru tombolă avem aici un bol imaginar și filețele voastre și am să extragem. Trebuie să nu fac nimic niciun. Decât că sunt toate cu același nume. Ce câștigă? Așa, am extras un... Nu, ok, și a câștigat un joc de Monopoly, Vera. Însă, pentru că ușa de la sediu este blocată și nu astăzi în sediu, premiile le vom da de mâine încolo. La Aga, cel mai probabil, sau când vreți voi, în serio. Da. Yes, așa, și mai avem să-i mulțumim unui om foarte special care a venit în seara asta să ne ajute la jurizare, Eliza. Așa, și acestea fiind spuse, mulțumim că ați venit și sperăm că nu v-am plictisit foarte tare și mulțumim că ați suportat promovării noastre intense. Și glumelor noastre foarte bune. Bine, gata! Mulțumim! Pa, pa!